La întâlnire vor participa atât operatori din turism, cât și edilii ale căror localități sunt considerate atracții turistice. Pentru că foarte mulți operatori din turism, mai ales din zona Rânca, au cerut o întrevedere cu domnul ministru. Maz va fi prezent la o primă discuție în Sala Maură, la care vor participa primari din zonele cu potențial turistic, operatori din turism, după care va continua vizita la importante locații pentru noi, care vrem să le deschidem publicului larg. Tot în cadrul acestei întâlniri se va discuta și despre proiectul de modernizare a Căii Eroilor. Un subiect foarte important va fi Calea Eroilor, pentru că la fel trebuie să punem în valoare și cu sprijinul Guvernului, cu sprijinul Ministerului Fondurilor Europene și de ce nu al administrației publice, va trebui să găsim și sigur ni s-a promis soluția pentru modernizarea acestui ansamblu arhitectural. Cum ar putea Ministrul Turismului, Ministerul Turismului să ajute? Prin politici publice, prin implicare în ceea ce privește organizarea, de ce nu prin parteneriate la nivel regional între județe și de ce nu prin alocarea de fonduri esențiale pentru dezvoltarea unei zone turistice. Se va analiza și posibilitatea ca fiecare primar să acceseze fonduri pe programele regionale în vederea realizării și reabilitării obiectivelor turistice.